ziua! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi avem un subiect cel puțin interesant. Vorbim despre haine de copii, vorbim despre modeling, vorbim despre evoluția unui copil și evoluția unei afaceri. Nu degeaba vorbim despre evoluția unei afaceri, pentru că vorbim cu cineva care a luat-o de la zero, complet de la zero. A crescut-o, a evoluat-o, iar acum este la un nivel la care poate să ne povestească și nouă despre ce înseamnă să parcurgi acest drum. Vorbim cu doamna Carmen Mardale, proprietar la Bee Cats. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt onorată că sunt invitată în emisiunea dumneavoastră. Este o deosebită plăcere. Ce puteți să ne spuneți despre magazinul dumneavoastră? Aveți un magazin de haine. Acest magazin, exact cum ați spus în prezentare, a pornit de la zero din dorința de a dezvolta o altfel de afacere în Constanța. Am început cu articole de toată ziua, după care ușor-ușor am schimbat trendul, să spun așa, adaptându-mă după cerințele copiilor. Ținutele pe care le-am văzut în prezentare sunt de la dumneavoastră din magazin? Toate ținutele sunt de la mine, de la noi din magazin. Magazinul se află în Galeria Ciote, etajul 1, vis-a-vis de Tomis Mall. Gama noastră pentru copii se adresează copiilor, pardon, între 0 și 14 ani. Găsim ținute atât de stradă, cât și ținute de ocazie, dar și ținute de scenă. Sunt diferite cele de ocazie, cât și cele de scenă. Prețurile sunt unele de bun simț, iar calitatea articolelor este una deosebită. Întotdeauna alegem articole cu materiale care să fie confortabile cu pielea copilului, pentru că sunt copii care sunt alergici și atunci avem în vedere acest aspect. Nimeni nu pleacă de la noi fără să cumpere ceva. Ne pot găsi în online, pe pagina de Facebook Hăinuțe Copii Big Cat, pe WhatsApp la numărul de telefon 0722805530 sau direct în magazin, majoritatea preferă direct în magazin, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 47A, Galeria Ciote, etajul 1. Mai exact ca punct de reper vis-a-vis de Tomis Mall. Vă așteptăm cu drag, cu siguranță veți găsi articolul potrivit pentru copilul dumneavoastră. Totodată cu acest magazin am vrut să susțin micuțele talente, un lucru care mi-a dat o satisfacție și îmi dă și în continuare o satisfacție personală aparte, pentru că este mare lucru să vezi un copil care câștigă un premiu la un anumit festival și atunci, pe lângă trofeul pe care îl primește la acel festival, primește și o ținută Big Cat și îi dă și copilului o încredere să meargă mai departe și știe că, uite, muncesc. Are satisfacția muncii lui, ce este mare lucru, și mie ca om și ca și sponsor și ca și manager, dacă vreți, este o satisfacție pe care o am și zic, uite, pot face mai mult decât ceilalți, pentru că ăsta a fost și scopul de la care am pornit și am plecat pe acest drum. Mă bucur că ați adus vorba despre scop. Haideți să vorbim despre scop. Nu întotdeauna ați făcut această activitate. Da, nu întotdeauna am făcut această activitate, bine spuneți. Am avut o carieră bancară destul de fructuoasă, pot spune, până la un moment dat.
când fetița mea avea vreo 2-3 anișori, iar timpul meu ca și părinte pentru ea era limitat și pierdeam niște lucruri pe care, ca și orice mamă, cred că le știe, sunt lucruri care nu se mai întorc, da? Și atunci am hotărât să zic, hop, până aici. Pe lângă faptul că nu mă mai regăseam în jobul respectiv, deși eram percepută ca și doamna de la bancă și era un statut social pe care, bun pe care îl aveam, da? Am zis, ok, stop. A fost o perioadă de câteva luni destul de grea până m-am regăsit și până m-am gândit ce voi face. Cum te-ai ales tocmai un magazin de haine? Pentru că iubesc copiii. Un magazin de haine pentru copii, pentru că îmi sunt dragi copiii, pentru că iubesc, pentru că îmi place să empatizez cu ei, pentru că le simt emoția, le transmit și emoția mea și cred că toți copiii care calcă în magazinul meu și sunt eu acolo, cu siguranță plecăm prieteni și ne bucurăm și ne îmbrățișăm și ne pupăm și povestim și e așa, o stare de bine și un sentiment de bine pe care ni-l transmitem reciproc. Adică nu este doar un magazin de haine, ci este o modalitate de a aduce bucurie în viața copiilor și mai mult decât atât, cum bine ați spus mai devreme, este vorba despre a crea perspective. A crea perspective în viață, a crea o altă identitate, a forma și a structura identități, propriu zis. Iubiți copiii și vreți să-i vedeți fericiți. Cum s-a ajuns tocmai la modeling? Sunt invitată ca și sau am fost și sunt în continuare sponsor la diverse evenimente dedicate copiilor. La aceste evenimente am fost cu prezentări de modă cu copii și pentru copii. Aici am cunoscut foarte mulți oameni, foarte mulți copii. Și așa l-am dezvoltat reciproc. Sunt copii care au crescut odată cu mine. Mai exact din 2016 fac lucrul acesta ca și sponsor, da? Și merg cu prezentări de modă. Datorită acestui aspect am fost primul om pe Constanța care pot să spun că am deschis această breșă a modelingului în Constanța și care acum a luat o amploare și copiii sunt așa fericiți și sunt deja din ce în ce mai mulți. Și sunt copii care au crescut odată cu mine sau odată cu Big Cat. Deja mă uit la ei, unii sunt mai înalți, unele fetițe, că fetițele în mod special vin la modeling și la modă. Sunt și băieți, dar mai puțin băieți. Deja sunt cât mine și este un... Și când, deși sunt domnișoare și nu se mai încadrează în categoria copiilor, este un sentiment de bucurie reciproc când ne întâlnim fie pe stradă, fie la evenimente. Sunt copii de 5-6 ani care ajung să fie interesați. Sunt interesați mai mult copiii sau mai mult părinții? Cred că este la început părintele, după care copilul se descoperă și spune dacă mai vrea sau nu. Că în momentul în care copilul spune nu mai vreau și spune categoric, eu ca și părinte nu l-aș mai duce la activitatea respectivă, fie că e modeling, fie că e orice dans, orice altă activitate. Da? Dar la început, cel puțin la vârsta aceasta, da, cred că este părintele cel care decide. Este părintele cel care decide și cel care este în relație cu dumneavoastră. Cu noi și cu școala de modeling cu care noi colaborăm. Să fii mămică de top model copil? În primul rând, e puțin mai multă agitație, aș putea spune. Mașini pline cu haine, machiaje, încălțăminte multă, multe telefoane, cum ne putem îmbrăca, ce trebuie să luăm de încălțat. Mai mergem pe la doamna Carmen,
și o mai băzim așa, nu vrem ochița aia, vrem pe aia, vrem pe aia, nu vrem pe aia. Dar, per total, suntem ok. Sunt ok ca și părinte, fac față, pot să spun. Am înțeles. Adică costisitor ca și timp, ca și energie, ca și resurse financiare, însă să înțeleg că merită. Absolut. Absolut. Merită din plin tot. Totul. Efortul merită. Un efort mega, mega mare merită și sunt foarte mulțumită cât și sufletește și pe plan profesional față de copilul meu. Ce vă mulțumește cel mai mult? Faptul că i s-au deschis niște porți, este mult mai încrezătoare, este jlefuită de mentorul ei din toate punctele de vedere. Oriunde apare, e foarte sigură pe ea, emoțiile sunt în spatele mentorului. Să înțeleg că înainte nu era la fel. Oarecum nu, pentru că acum a văzut ce înseamnă cu adevărat încrederea în sine și lumea din spatele ecranului mai pe rămânește. Să înțeleg că să fii copil top model este și o muncă, dar în același timp aduce și satisfacții. Copilul meu muncește. Pot spune, muncește. La 6 ani și 5 luni copilul meu muncește. Dar îi place? Foarte mult. Foarte. Își dorește foarte mult să stea la cursurile de modeling. Mă ceartă și cred că și pe Maria o ceartă foarte mult. Mai vreau să mai stau. Dar niciodată n-a plecat nemulțumită de la curs. Niciodată n-a plecat, mami m-a certat, mami nu am făcut bine. Întotdeauna a plecat cu altă cărămidă. Uh-huh. Încă trebuie să mai fac lucrul ăsta, pentru că așa mi s-a spus. Așa trebuie să arăt mami, așa trebuie să fiu fashion. Vreau să arăt fashion, vreau să mă îmbrac fashion, vreau să fiu exact cum învață la sală să fiu. Cine? Eu am 12 ani. 12 ani. Și de cât timp te ocupi de modeling? Nu știu așa sigur să vă zic de câți ani, pentru că fac de destul de mult timp și încă îmi place. Încă îți place? Te așteptai să nu-ți mai placă? Nu mă așteptam să nu mai placă. Mă așteptam să vreau să las mai deoparte ca să mă acces mai mult pe școală, doar că acum vreau din nou să încep să fiu mai mult aici. Să fii mai mult aici. Ce-ți place cel mai mult aici? Îmi place că atunci când sunt pe scenă pot să fiu eu, am acea încredere în mine, în viața mea de zi cu zi, nu am atât de multă încredere în mine și multă lume zice că trebuie să am mai multă încredere, dar când sunt pe scenă îmi vine așa încrederea, mă simt eu, cu mine. Te simți importantă, valoroasă. Da. Bun, cum anume ai câștigat asta? Mi-a venit așa, încrederea, îmi vine așa acel sentiment de atunci când ești pe scenă, tu ești acolo, în fața reflectoarelor, știi. Și totul este foarte bine, pentru că știi că ai muncit înainte de asta. Da. Și ai avut grijă să poată să fie foarte bine. A fost obositor? Câteodată este obositor, pentru că, de exemplu, când crești mai mare, te stai pe tocuri și așa și începi să te doară picioarele. Dar totul e cu plăcere. Dacă vine din plăcere, atunci nu mai simți oboseala. Din plăcere, ce anume este cel mai satisfăcător? Ce-ți place cel mai mult? Cel mai satisfăcător este atunci când finalul, când treci pe, nu știu să zic, când treci pe lângă fete, pe lângă toate colegiile și dați palma atunci, nu știu, unele modele la final dau palma între ele la înainte de manej și, nu știu, e așa un sentiment de, ca și cum ești în familie. Ar fi ceva mai important pentru care ai fi dispusă să renunți la activitatea asta? Probabil vioara, muzica. Dar voi vedea pe viitor. Deocamdată nu. Deocamdată asta este ce îți place cel mai mult să faci. Nu chiar, eu tot vioara așa, pentru că vioara este fac vioara de mult timp și îmi place, am început să fiu destul de bună la vioara. Ce părere ai despre haine? Păi, că este o activitate în care schimbi hainele, prezinți hainele. Păi, de exemplu, hainele de obicei, nu noi le, adică
trebuie să purtăm ce ne dă designerul și noi probabil avem posibilitatea să alegem depinde de designer, dar știu unii, de la unii designer că trebuie să port ce îmi dă designerul și acolo mă ajutează designerul. Dar la tine funcționează lucrul acela despre care spune toată lumea că haina face pe om? Sigur nu. Absolut nu. Da. Astfel, cumva, îți alegi hainele în funcție de cum ești tu. Da. Și nu trebuie să fie haină de firmă, nu trebuie să fim... Deci tocmai de aceea ai spus tu că pe scenă te simți tu. Da. Pentru că te reprezintă și te reprezinți. Exact. Mă gândeam la motivația copilului și la modalitatea în care își derulează cumva momentele dificile, momentele problematice. De obicei... Mă gândesc că nu este greu, nu este chiar ușor, este destul de dificil pentru copiii de 5-6 ani să învețe niște reguli de conduită, niște norme, o anumită postură, o anumită prezență, categoric durează ceva timp, însă cu siguranță că la un moment dat intervine și oboseala sau poate intră, contravine cu alte dorințe să se joace sau altceva. Din experiența pe care o am, lor le place foarte mult. Nu cred că am întâlnit copil care să zică nu vreau la o prezentare de modă. Așa. Nu am întâlnit, deci sunt foarte încântați. Și deși au fost evenimente la care am așteptat poate 5-6 ore ca să intrăm să prezentăm și atunci chiar oboseala și-au spus cuvântul, dar când au intrat pe scenă au radiat pentru că își doresc. Până acum n-am întâlnit încă un copil, plus că atât eu cât și mentorul lor empatizăm foarte mult cu ei și încercăm să trăim emoția lor și să le transmitem o stare de bine și să le ridicăm, știu eu, moralul, să zicem, dacă este cazul. Deci, propriu zis, este o activitate care este făcută pentru copii, pentru din copii. Nevoia lor. Exact. Nu este exact. Și cum dumneavoastră ați creat ceva pentru beneficiul dumneavoastră și ulterior au venit și copiii, ci a fost total invers. Exact așa și fost și așa este și în continuare. Și așa este și în continuare și acesta este și motivul pentru care are atât de multă deschidere. Au atât de multă deschidere copiii, da, și m-am simțit extrem de încântați și abia așteaptă evenimente. În ciuda faptului, a fost o perioadă grea pentru toată lumea în care nu au mai fost evenimente și acum că s-au redeschis sau că urmează să se redeschidă și să avem evenimente, ei abia așteaptă și tot timpul primesc mesaje. Când mai avem o prezentare? Când? Sunt dornici și chiar sunt dornici. Bune, asta înseamnă că vă și stimulează. Evident. Și ei îmi dau o energie pozitivă, deși sunt copii cu diverse personalități, cum și noi oamenii de altfel suntem, avem diverse personalități, atunci eu ca și om mă mulesc, dacă vreți, pe fiecare copil în parte și încerc să intru în mintea lui și în lumea lui, astfel încât să-l înțeleg și să plecăm prieteni și să ne bucurăm de momentul respectiv, fie că alege o rochiță în magazin, fie că facem o prezentare de modă sau știu ce altă activitate mai avem. Propriu zis, ce anume credeți că creează sau ce ați văzut că plimbarea pe podium, afișarea hainelor, unei anumite ținute, creează în acești copii? Încredere creează. Încredere? Încredere că ce? Încredere în ei. Deci în momentul în care ei se simt bine cu o hăinuță, pe care o poartă, atunci au o altă încredere în ei și sunt mai zâmbitori, mai încrezători, mai au altă atitudine. Mai dezinvolți. În momentul în care poartă ceva de care nu sunt foarte încântați, atitudinea nu este aceeași. Oricât încerc eu, că, repet, din 2016 fac lucrul acesta și am tot avut experiențe și oricât încerc să le explic și să le spun, nu este același lucru. Va fi diferit în momentul în care el își alege și e mândru de ceea, copilul de ceea ce poartă, decât atunci când îi impune o ținută. Știți, e mai, hai să o fac și pe asta. Știți? Categoric. Asta înseamnă că se creează o legătură între dumneavoastră și copii. Ce fel de legătură este? Toți copiii, din punctul meu de vedere, nu neapărat că sunt la fel. Că, ok, suntem diferiți.
dar la evenimentele pe care noi sau la care noi mergem, nu accept să ne jignim între noi și să scoatem în evidență părți mai puțin bune pe care le avem sau pe care le au, sau poate unii sunt mai timizi, alții mai înfipți sau așa mai departe. Această critică nu o accept, ca un alt părinte să vină să critique sau să jignească un alt copil. La aceste evenimente ne întâlnim să ne bucurăm de ceea ce ni se oferă și asta promovez. Evident că copiii trec printr-o școală și acolo fiecare în parte, nu neapărat că este criticat, este corectat, să zic așa, ca să aibă o anumită postură, să se comporte într-un fel, să aibă o anumită ținută și trece prin șlefuirea școlii respective. Dar la evenimentele noastre, aceste critici, dacă vreți, nu au ce căuta. Vis-a-vis de copii, repet, nu vis-a-vis de mine. Vis-a-vis de mine poate să se spună orice, oricât, nu mă deranjează. Dar între ei și între copii, nu vreau să existe acest sentiment de eu sunt mai frumoasă, eu sunt mai deșteaptă, eu sunt... Nu. Te bucurăm? De ce asta este acolo? Vreau să aud, da. Și vreau să subliniez, pentru că cumva atunci când părintele critică, și copilul lui va critica. Și atunci când se stimulează în exces superioritatea unui anume copil, chiar dacă, să zicem, ar avea pe ce anume, categoric creează o disfuncționalitate în echipă. Corect. Și este important cumva să precizăm că limita pe care o aveți dumneavoastră și lucrul pe care nu l-acceptați și îl puneți ca și condiție este faptul că nu, să nu punem blocaje, să nu împiedicăm copiii să se dezvolte, pentru că fiecare este capabil să se remarce atât cât este disponibil să se remarce și cât își dorește. Și cât îl sprijinim cu toții. Și cât îl sprijiniți dumneavoastră, sigur, da. Pentru că este vorba despre o muncă în echipă, însă mai mult decât atât este vorba despre a găsi potențialul, nu? Pentru că nu este suficient doar să-i placă, ci este important să aibă și un potențial. Așa este. Este important să aibă și un potențial. Eu zic că atâta timp cât îți place, cu siguranță îți găsești și potențialul pentru a face acel lucru, dar cu atât mai mult noi și ceilalți din spate trebuie să le scoatem mai mult în evidență potențialul și partea bună pe care o au. Adică secretul dumneavoastră ar fi cumva că știți să vorbiți pe limba lor. Da. Da, asta da, cu siguranță da. Și o pot confirma, cred că toți părinții și toți copiii care au colaborat și colaborează cu mine. Deci înțeleg că cea mai mare realizare a dumneavoastră este să îi vedeți crescând, evoluând și fiind încrezători în propriile forțe și structurându-se ca niște persoane, adolescenți, viitori adulți, cum? Viitori adulți care să-și găsească calea și scopul în viață. Eu sunt convinsă că nu toți vor alege, când vor fi mari, evident, adulți, da? Această latură a modei. Dar tot ce fac ei acum sau toate activitățile pe care le au ei acum ca și copii, le dezvoltă personalitatea. Și în momentul în care vor fi adulți sau vor fi, nu știu, adolescenți, vor cerne mai ușor lucrurile și vor alege mai repede ce vor dori să facă în viață. Pentru că au deja în spate o experiență și atunci știind să cred, și lucrul acesta spun din perspectiva de părinte, că îi va fi mai ușor să-și aleagă calea pe care sau unde se va găsi el. Pentru că a învățat să muncească cu plăcere, exact. Pentru că a învățat valoarea muncii, corect. Și totodată a căpătat încredere prin ceea ce creează prin propria persoană. Și este important ca acel copil să aibă, sau un copil să aibă, din punctul meu de vedere, ca și părinte, este important ca un copil să aibă activități extrașcolare, să aibă timp și de joacă, este foarte ok, dar să aibă și diverse activități extrașcolare, pentru că doar așa se va regăsi el mai târziu în viață, ca și adult sau ca și om, da? Este feedback-ul pe care îl primesc atât din partea părinților, cât și din partea copilor. Cum acționează părinții? Ce rol au părinții în această dinamică? Părinții sunt cei care îi îndrumă pe copii. Adică ei sunt... Îi susțin din toate punctele de vedere, pentru că vorbim de timp, vorbim de bani, în momentul în care un copil face, nu știu, modeling, face canto, asta presupune timp și bani din partea părintelui.
contează foarte mult relația dintre dumneavoastră și părinte, pentru că părintele fiind cel care decide asupra copilului, este important ca și părintele să înțeleagă rolul și sensul, pentru că acesta este motivul pentru care și noi vorbim astăzi, pentru a ajuta pe telespectatorii noștri să înțeleagă care este scopul, care este motivația, să înțeleagă că această muncă nu este ușoară, să înțeleagă că întotdeauna este nevoie de pasiune, de dragoste, de implicare și să înțeleagă că rolul cel mai mare este cumva al părintelui. Siguranță depinde noi ca părinți ce transmitem copilului din toate punctele de vedere. Exact. Pentru că vorbeam mai devreme de critică, atâta timp cât eu ca și părinte critic pe toată lumea, asta va moșteni și copilul meu. Deși poate eu nu le duc așa, dar văzând după pe mine ca părinte că fac lucrul ăsta, asta voi transmite. Este... Și automat blochează evoluția. Mai mult decât atât, este important ca și părintele să aibă o relație bună cu dumneavoastră, pentru că așa se formează echipa, așa se produce colaborarea, iar copilul are un spațiu mai mare să se dezvolte și totodată condițiile necesare să se dezvolte. Pentru că până la urmă totul este despre copiii noștri și evoluția copiilor noștri. Noi nu putem decât să ne bucurăm pe lângă ei și să le oferim contexte. Contexte, corect. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc, le mulțumesc și telespectatorilor și părinților care au fost astăzi alături de noi și tuturor. Da, am avut astăzi parte de o prezentare deosebită și foarte frumoasă și cu mare drag mai putem vorbi și cu alte ocazii despre astfel de evenimente, pentru că sunt deosebite și pentru că efectul lor, impactul lor este deosebit. Este ceea ce ne dorim să obținem de la copiii noștri. Vă mulțumesc că v-ați dat foarte mult. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați avut răbdare și ne-ați ascultat. Sunt absolut convinsă că v-ați răspuns la multe întrebări și că cel puțin v-am făcut curioși. Curioși de o nouă perspectivă, de o nouă activitate și poate de ce nu o altă perspectivă asupra dezvoltării copilului dumneavoastră. Noi ne revedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Echilibru. Zi frumoasă!